Mara Mărginean, doctor Mara Mărginean, cercetător, istoric, autor, un om fain care a scris o carte altfel, care a făcut vâlvă. Și suntem mândri că e hunedoreancă și nu puteam să ratăm momentul. Bine ai venit, Mara Mărginean! Bine v-am găsit! Ce m-am gândit eu, foarte acut, azi dimineață, foarte acut, azi dimineață, era să discutăm despre cercetător versus vedetă. Asta e puțin cam mare provocarea. Dar mă întreb de ce? Păi, nu știu, de ce? Păi uite de ce. Stai, că mai întâi vreau să-mi cer scuze că sunt în uniformă de lucru, sunt în ținută de lucru, pentru că de obicei îmi place să-mi aștept invitații fistichii cu un tricou pe care scrie O zi fără cusuri, care e salutul meu pe blog. Dar am avut o zi foarte complicată și știi cum e, adevărul e că, na, asta chiar vreau să o zic și ție și tuturor. Și dacă tot este să fie greu, măcar să dea Dumnezeu să avem lângă noi oameni faini. Iar eu azi, o să vorbesc așa un pic mai cu emoție, că a fost o zi complicată. Eu azi țin neapărat, îi mulțumesc doamnei doctor Frankfurt și domnului doctor Golcea, pentru că au fost alături de familia mea și au fost extraordinari. Și, na, mare mulțumesc! Sper să-mi treacă emoțiile, să pot vorbi cu Mara, altă doamnă doctor, de altfel. Iartă-mă, Mara, acum vorbim. Deci, ziceam că îmi place ideea asta de cercetător versus vedetă, pentru că am fost foarte încântată să văd ce succes a avut cartea ta. Care este o carte care nu vorbește despre sex, nu vorbește despre superputeri, nu vorbește despre bătăi, abuzuri, influenceri, nu, nimic din ceea ce știm noi că face acum audiență, și cu toate astea e foarte bine primită. E bine primită, depinde unde este bine primită. Măi, acum s-a văzut foarte des, a fost foarte ridicată în căutări. Mie mi-a apărut pe Facebook, pe toate canalele. Deci e interesant de când te gândești că este o carte care, da, vorba ta, până la urmă, cine o primește? Cine citește genul acesta? Și cu toate astea a fost bine văzută și este bine văzută. Sper că ești mândră. Sunt foarte mândră. Sunt mândră și a fost și pentru mine o mare surpriză. La început am avut așa emoții pentru că am ținut neapărat să o duc la o anumită editură care știam că îmi va asigura vizibilitate maximă și apoi mi-a fost frică de ceea ce se va întâmpla în momentul în care cartea va ieși. Dar da, a fost o surpriză, a fost o surpriză plăcută. Și chiar și acum, după niște ani, încă culeg roadele. Și cred că a contat că a fost scrisă într-un anumit fel destul de accesibil. Poate că e scrisă altfel decât scriu istoricii în mod normal. Am văzut referire la anumite clădiri. Spre exemplu, gara. Eu țin minte, când eram copil, că mă fascina pictura din... din hall. În hall, da? Da. În hall era, că nu a fost hall. De ani de zile. Mie întotdeauna mi se părut foarte frumoasă clădirea aia. Nu m-am gândit vreodată că, bine, nici nu cred că puteam să gândesc la vârsta aia, că e socialistă sau nu e socialistă sau de ce sorginte e. Dar mie mi se părut foarte frumoasă și continui să o regret cumva. Și pare, din ce am citit eu acolo, că și tu o regreți. Și ție ți se pare că este, că putea fi altfel, putea să aibă altă soartă, să zicem. Și gara a fost frumoasă și pictura a fost frumoasă, dar nu doar gara. Eu zic, și multă lume gândește la fel, că și orașul vechi, partea aceea construită de imediat după război, e partea cea mai frumoasă a Hunedoarei. Și chiar dacă a fost construită într-un anumit fel și a fost e legată de perioada, începutul perioadei comuniste, e totuși perioada care
până la urmă a pus Hunedoara pe harta acestei țări, într-un fel în care n-a mai fost de pe vremea lui Iancu de Hunedoara. Corect. Cumva... Să știi că chiar mă gândeam la felul în care ai scris tu acolo, la felul în care ai transmis, că se simte acea notă de hunedorean. Se simte nota aia de vreau să fiu mândru. Ceea ce e o altă chestie pe care o respect și o apreciez la foarte mulți din invitații mei, pe care i-am promovat tocmai pentru că sunt o valoare la nivel național, dacă nu mai mult, însă pleacă de aici. Și eu am făcut un hashtag pe care l-am intitulat așa, mai în glumă, mai în serios, Eat, Pray, Dormi, la Hunedoara, plecând de la celebrul, da? Și cred că am să introduc și cartea asta ta acolo, pentru că se simte, asta zic, se simte dorința aia de a ține Hunedoara pe hartă, de a face ceva pentru ea. Da, adică poate că ar trebui să spun așa un pic care a fost povestea cărții sau cum am început eu să lucrez pe subiectul ăsta. Eram la licență, trebuia să-mi pregătesc lucrarea de licență și întotdeauna se spune când ești în facultate că e foarte important în ce direcție te orientezi, ce alegi, pentru că într-un fel sau altul asta va fi drumul pe care o să-l urmezi mulți ani de acum, de la momentul ăla încolo. Și simțeam așa un pic de provocare, gândindu-mă că până la urmă s-ar putea să fie o oportunitate sau s-ar putea să fie un drum închis. Și căutând această temă, eram în Hunedoara, era cam perioada asta, început de octombrie, și știm foarte bine că este acest cer de octombrie care e foarte albastru și foarte puternic. Și eram sus, în orașul vechi, și erau cleblocurile acelea construite la începutul anilor 50, foarte galbene. Și era un contrast atât de frumos între cele două, între aceste clădiri vechi și acel cer și o zi însorită și luminoasă, încât pur și simplu am zis, poate ce-ar fi să încerc să spun povestea asta. Nu știam exact, deși am trăit în Hunedoara atâta vreme înainte, nu știam exact când s-au construit, cum s-au construit, care era povestea cartierului, dar a fost momentul, partea aia de starea aia de curiozitate, de mirare, știi? Cum spunea în cărțile noastre de filozofie când eram în liceu, orice cercetare pornește la o mirare. Și aia a fost mirarea mea. Oare cum a fost? Ce s-a întâmplat aici? Fiind studentă la istoria artei. Și de acolo a început un pic de muncă, apoi un pic de pauză, apoi încă un pic de muncă și într-un final a ieșit cartea. Dar da, a fost o mirare la sfârșit, la început, și apoi a fost și mândria de hunedoran, pentru că pe măsură ce avansam mi-am dat seama că e o miză. Și miza aia trece dincolo de mirarea mea sau de orașul în care m-am născut, ci e o miză care poate e o poveste care poate să fie importantă pentru întreaga țară. Notasem eu când am spus că este o carte fără superputeri, dar care face valuri, da? Îmi notasem să te întreb, care crezi tu că e superputerea ei? Ea nu este cu superputeri, dar care e superputerea ei? Cred că mi-ai răspuns deja. Pentru că dacă s-a născut așa din pasiunea ta pentru frumos, pentru istorie și pentru combinația dintre ele, deci stai și te gândești că te-ai uitat la cer, s-a profilat blocul pe cer și a ieșit o carte. Cred că asta e superputerea ei. Da, da, păi sunt multe lucruri care cred că care sunt importante. Poate că așa într-o
dacă e să intru un pic într-o zonă profesională sau în felul în care noi istoricii ne uităm la partea asta de după război, la partea asta comunistă. Ceea ce eu am încercat să spun este că întotdeauna există o poveste a oamenilor și această poveste nu prea este spusă. Și poate că și de asta a contat. În general, când vine vorba de comunism, lumea vorbește despre partid, despre partea negativă, despre penurie, despre sărăcie, despre probleme. Și totuși, dincolo de toate lucrurile astea, au fost povești de viață. Și aceste povești de viață au prins contur în aceste medii. În jurul unor fabrici, în cartiere, în locuri care, asupra cărora cred că ar trebui să ne uităm un pic mai mult. Vezi că zici istoric și din punct de vedere al istoricului, iar eu rămân la ancora pe care o aruncase mai înainte. Care e superputerea istoricului? Superputerea? Păi, este tocmai asta de a spune aceste povești, de a le recupera. E foarte greu să le scoți în față. În spatele unei cărți, nu doar cartea mea, dar în spatele unei cărți de istorie e foarte multă muncă. Și nu întotdeauna e o muncă plăcută. E muncă de arhivă, documente mucegăite, în mult praf, în frig, în clădiri care nu mai au ferestre de multe ori. Dar e pasiunea și dorința de a descoperi și de a pune cap la cap diverse lucruri mici și de a spune în final o poveste lungă. Vezi, asta mă aduce din nou la titlul pe care vreau să-l dau poveștii noastre de azi, că tu, istoricul, tu, cercetătorul, m-am uitat așa un pic, dar chiar un pic, am aruncat doar o privire pe CV-ul tău și ai cam bătut lumea în lung și în lat. Și nu ai stat o zi, două, ai stat și câte 2 ani. Am stat. Și atunci, ce te-a dus acolo? Ce te-a mânat? Ce ți-a dat? Cu ce te-ai întors? Cu ce ai rămas? Din lumea largă? Din lumea largă. Curiozitatea m-a dus. Curiozitatea mă va mai duce. Și întotdeauna e când pleci într-o lume nouă, e greu. E greu pentru că ești singur, pentru că ești departe de casă, pentru că întotdeauna ți-e mai ușor când îi ai aproape oamenii care ți sunt dragi. Dar eu cred că nu aș fi fost așa cum sunt acum dacă nu aș fi avut acele experiențe. Pentru că întotdeauna în aceste medii, vorbim de medii de universități străine, de centre de cercetare, de de biblioteci sau de arhive sau de locuri unde mergi, găsești oameni care într-un fel sau altul au aceeași, cu care împărtășești o pasiune, această pasiune pentru trecut, dar fiecare dintre noi aduce în propria noastră experiență. Și din această îngemânare a experiențelor diverse putem să câștigăm fiecare dintre noi. Și să aduceți lumină și să încercăm să nu repetăm greșelile trecutului și să o mulțime de avantaje. Asta cu greșelile e destul de relativă. Pentru că... Dar, uite, o chestie care cred că e foarte la modă, dacă tot am plecat cercetător versus vedete. Așa. Și vedem, tot vedetele vorbesc despre asta, toți influencerii. Tu ai întâlnit acolo alți cercetători femeie ca și tine, da? Femei, da? Unul, cum e cu
cum ți-a fost și cum îți este să fii cercetător femeie? E mai greu, mai ușor de când te uiți la colegii tăi în sfârșit? Și ce ai văzut prin comparație acolo, pe unde ai fost? Am văzut Ucraina, am văzut Moscova, am văzut țări dezvoltate, cum am văzut țări mai aproape de, să zicem, dezvoltarea noastră, hai să zicem așa. Deci chiar ai putut să vezi o paletă foarte largă de cercetători, de profesori, de, mă rog, de profesioniști în zona ta. Cum ți s-a părut? Asta este o întrebare foarte complicată. Da? Da, iartă-mă. Foarte complicată. Pentru că n-aș putea să spun că e mai greu. Cred că cu toții avem această, de fapt nu, hai să o spun altfel. Eram acum câteva zile, povesteam mai mulți colegi și erau la Cluj, la institut. Și avem o colegă nouă și s-a pus problema să facem ceva, o mică, trebuia să rezolvăm acolo ceva la birou și colega a zis, eu totuși nu. Și i s-a adus aminte, știi, când în acest mediu în care suntem, cu toți avem, toți cei de aici au impresia că sunt cei mai buni, cu toții se plâng de dureri de spate și cu toții se plâng că nu au suficient timp. Ce vreau eu să spun este că întotdeauna percepția asupra ta poate să fie un pic, nu știu cum să-i spun, să fie un pic, să simți că poate ți se cuvine mai mult, că poate meriți mai mult, că poate te zbați mai mult, că poate muncești mai mult. Dar până la urmă, cred că parcursul fiecăruia depinde de fapt de hotărârea lui de a face niște, de a-și vedea de treabă. Eu, asta e părerea mea. Sigur că lucrurile erau într-un anumit fel în urmă cu câțiva ani, dar femeile sunt integrate destul adică de bine. Simți un progres. Asta vrei să zici, că era într-un anumit fel? Da. Aha. E un progres. Sunt integrate, sunt apreciate. Mai este un drum foarte lung în față, dar cred că în foarte mare măsură depinde de dorința lor de a fi parte a acestei comunități. Mai degrabă decât de o tendință a bărbaților de a le marginaliza. Iar paralela cu cercetătorii femei din alte țări pe care tu le-ai vizitat? Eu cred că lucrurile sunt peste tot cam așa. Aspectele acestea sunt reglementate. Ai în Germania o politică care promovează o anumită cotă de gen. Poți să ai discriminare sau discriminare pozitivă cum ai în Statele Unite. Poți să o ai. În România nu avem așa ceva. Integrarea sau cotele de gen pe partea de mediu academic și de cercetare nu sunt oficializate, nu sunt instituționalizate. Sunt niște demersuri la momentul acesta ale Ministerului Cercetării. Însă, fiind în interiorul sistemului, mie nu mi se pare că există o diferență între selecție, atunci când e vorba de angajare, de promovare și așa mai departe, că este o diferență pe partea de gen. Asta este părerea bine. Mea. Da. Poate că bună. Sunt alte medii, dar, repet, cred că în foarte mare măsură depinde de dorința femeilor de a fi acolo și de a munci suficient încât să fie acolo. Cred că ai zis cuvântul cheie. A munci. A munci. Da. Asta mă aduce la o altă
întrebare veșnică de-a mea. Anume, văzut că e acea tendință să spui, nu, fă ceva profitabil, da? Ce marea majoritate unde ne-am trimite copiii să facă IT, să facă, ce știu, influenceri, să facă, în sfârșit, să facă genurile de activități care acum sunt considerate profitabile. Și totuși, iată, Dr. Mara Mărginean demonstrează că poți să faci o mulțime de alte chestii cu plăcere și să fii fericit făcând-o. Să ai și succes făcând-o. Da, dar istoricii întotdeauna se plâng că nu au suficienți bani, așa că... Păi eu nu plășesc pe nimeni să zică că are suficienți bani, deci nu știu dacă am depășit momentul pentru că suntem oameni istoric, dar dacă jobul tău îți permite să vezi lumea, îți permite să faci ceea ce îți place și din asta să mai și rămână în urma ta, da? Ca oaia, cu am sărit un pom, am construit o casă, am făcut am scris așa. O carte. Suntem dintre cei norocoși. E adevărat. Și atunci, zic eu, copiii se pot duce cu încredere spre istoria artei, pentru că, iată, poți să faci cu mare drag, muncind... altceva decât istoria artei. Anume? Anume, un fel de istorie socială, istorie economică. Da, eu am lăsat istoria artei. Dar te-ai îndreptat către chestia asta pentru că ai simțit tu că e interesant? Sau cum ai ajuns la asta? A fost pur și simplu o evoluție din pas în pas. Mă interesa, mă atrăgea cumva partea asta de social, dar cred că și nevoia te forțează și mirarea despre care vorbeam și curiozitatea și așa am ajuns. Istoria artei ca domeniu de studiu pentru mine nu a fost neapărat... Mi-a deschis multe oportunități, mi-a deschis lumea, m-a învățat să văd lucrurile altfel, dar nu ar fi fost o soluție bună pentru mine. Pentru că nu acolo te chema pasiunea. Pentru că nu acolo mă chema pasiunea. Corect. Deci, încă o dată, ca să vedem câte poți face dacă o faci din pasiune, dacă o faci cu plăcere. Nu, eu cred că până la urmă, în viața asta înveți așa, înveți tot timpul și sunt lucruri clasice, sunt școlile astea clasice, în care înveți, ți se pune o bază și pe baza aia, în timp, tot pui. Dar nu înseamnă că o să rămâi veșnic în aceeași zonă. Poți să schimbi domenii, poți să schimbi orientarea, poți să schimbi zona de interes, dar asta ține până la urmă de evoluția fiecăruia. Ce crezi tu că îl face pe un specialist, pe un cercetător, pe un profesionist, hai să zicem așa, că e mai general, poate, respectabil? Cred că cel mai mult să fie serios, să livreze lucrări, piese, articole, cărți, ce-o fi să fie de bună calitate, să fie etic, să fie echilibrat și să aibă un respect pentru cei din jurul lui. Contează foarte mult. Ceilalți? Colegi. Profesioniștii din jurul lui sau vorbești de oamenii din jurul lui? Și. Dar întotdeauna, până la urmă, ceea ce te definește este cercul în care profesezi și felul în care te porți în acel mediu contează foarte mult. Contează mult reputația. Lumea asta, în orice domeniu, nu doar în zona asta istoricilor, e foarte mică. Și mai devreme sau mai târziu toată lumea ajunge să cunoască pe toată lumea și e bine să lași întotdeauna loc de bună ziua, să încerci chiar dacă ai puncte de vedere
diferite, chiar dacă există disensiuni de idei, viziuni diferite asupra lucrurilor. Întotdeauna felul în care porți această dezbatere profesională trebuie să fie purtată cu bun simț. Și cred că asta contează foarte mult. Să te porți frumos cu cei din jurul tău. Pe profesionistul respectat, Mara Marginean, ce îl face fericit? Cred ce mă face cel mai fericită e așa un cumul. Faptul că fac această meserie. Mi-am dorit mult să fac meseria asta și nu mi-a venit. Nu, lucrurile au fost și momente grele. În ce sens? M-am zbătut mult să intru în breaslă. Mi-a fost greu să intru. Au fost momente în care m-am gândit că s-ar putea să nu am o posibilitate asta în viață. Considerând că nu ești suficient de bună sau considerând că n-ai șansa? Considerând că nu am șansa. Și da, când am intrat, când am reușit în sfârșit să fiu acolo unde sunt acum, a fost un moment extraordinar pentru mine. Și faptul că poți să faci lucruri care îți fac plăcere. Cred că asta te face, asta îți dă sens. Am înțeles. Și pe femeia Mara Marginean? Păi, cam același lucru. Și oamenii din jurul nostru, din jurul meu și astea sunt. Adică te identifici profund cu specialistul, cu profesionistul care ești? Nu, mă identific profund cu mine. Cred că mă definește partea asta profesională. Într-o măsură mai mare decât m-ar defini cea de om de familie, poate. Tu lucrezi și la catedră? Din când în când predau, da? Ocazional. Și cum te înțelegi cu studenți, presupun doar? Da? Ok. Studenții deja au o vârstă și atunci e deja cu totul altă abordare. Și a fost, de fiecare dată a fost o experiență foarte plăcută. E o bucurie să lucrez cu ei, e o bucurie să vezi reacții și să simți că poți să transmiți niște lucruri și ceea ce faci are de fapt consecință. Și întotdeauna când te întâlnești cu ei după o vreme și îți dai seama că își aduc aminte de tine, se poartă, zâmbesc sau... e o bucurie. Înseamnă că ai contat mai mult decât au contat alții care... Și da, astea sunt iarăși lucruri care îți aduc bucurie. Revenind la multele proiecte pe care le-ai dus la capăt și care zici că oricum mai urmează, dar nu putem vorbi de ceea ce va fi... Care ți-a plăcut cel mai mult? Zine ceva de el, să știm și noi. Cel mai mult? Mi-a plăcut proiectul despre Hunedoara. Da? Da. Serios? Da. A fost... N-o zici doar așa că suntem noi hunedoreni. Nu. Păi și eu sunt tot hunedoreancă, așa că nu. A fost proiectul care mi-a luat mult timp din viață, poate prea mult timp din viață. A fost proiectul care mi-a adus consacrarea și... A fost proiectul de care mi-a fost foarte greu să mă despart. Tocmai pentru că am stat mult timp în el și m-am gândit și m-am zbătut și m-am chinuit. Mi-a fost greu cumva să mă îndrept spre altceva. A fost alt efort, o altă zbatere să construiesc alte proiecte, să construiesc, mă duc în alte zone, să învăț altceva nou, pentru că întotdeauna mă gândeam... La ce am făcut acolo și întotdeauna mi-a fost, adică și am avut așa și un pic de emoții că poate și încă simt presiunea asta că poate următoarea carte nu va fi la fel de bună ca prima.
E interesant. Și asta e o problemă. Știi cum e? Sindromul impostorului nu-l poate avea decât ăla care este foarte capabil. Deci, mai e normal să se simtă omul cumva, dar... Bun, dar spune, dacă tot ai venit, n-am crezut că despre asta o să-mi spui, dar dacă tot am revenit la asta, cum ai ales titlul? A fost... Trebuia... Era un titlu, primul titlu pe care l-am propus editurii, nici mai știu, dar era așa ceva destul de anost și fără... Și mi s-a spus că trebuie să fie ceva care să vândă, ceva care să atragă, ceva care să fie catchy. Și era această... această... Vreau să fie neapărat ceva cu roșu, pentru că e perioada comunistă, da, și asta... Și până la urmă, cum pot să sintetizez mai bine, să aduci mai povestea orașului și povestea combinatului decât punând aceste ferestre și furnalul. Și încă poate că a contat și faptul că eram mică, eram în Hunedoara, stăteam un pic mai încolo de pe lângă stadion. Și ținută că se vedeau coșurile, se vedea fumul de la mine din cameră. Și cred că percepția mea asupra orașului, de fapt, asta a fost. Și cred că asta este, de fapt, percepția multora. Acele coșuri fumegânde pe care le vezi, le simți, dar mai ales le simți, se simțeau. cred că ține de... ceva, nu știu, un neuron, nu știu cum să zic, un ceva din fiecare. Pentru că ți-am zis, mie mi-a rămas și îmi rămâne în minte și mă trezesc de multe ori comparând. Am fost la Luxemburg anul trecut și la un moment dat îmi spunea cineva, ai văzut aia, prea mai altceva de văzut. Ah, te rog să vizitezi neapărat gara. Mă duc, vai de mine, mă duc. N-am înțeles de ce trebuie să mergem să vizităm gara, că era o... gară. Uite-te cum e pictat tavanul. Primul meu gând ăsta a fost, vai, păi să vezi, bă, ce frumoasă e pictată gara din Hunedoara. Ok, nu se compară, cu totuși cu totul altceva, acolo sunt ceva, nu știu, stele și în sfârșit, dar într-adevăr, nu știu de ce mie mi-a rămas așa de copil în minte acea pictură. Mă uitam acum pe net la, când n-am mai fost acolo de ani de zile, nu știu dacă e voie să intri, dacă nu e închis totul. Dar presupun că da. Și probabil o fi bucăți din ea, cine știe dacă mai e întreagă. Dar mie mi-a rămas în minte ca ceva foarte, foarte armonios, așa. Mi se părea că e frumos. Era frumos, da. Era o parte din noi, din Hunedoreni. Era tocmai scena aceea din combinat, nu? Din turnătorie și cumva, chiar dacă nu știam cum arată, nu știam de fapt, noi copii fiind, nu știam cum arată interiorul combinatului. Era de fapt, cred că imaginea cea mai la îndemână a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, a ceea ce fac părinții noștri. Era ceva idilic legat de un ceva care nu-l pricepeam, cred că, probabil, pe undeva. Că da, eu știu că în turnătorie acolo lucrase... bunicul meu, moșul, Dumnezeu să-l ierte, și el avea povești din astea așa fascinante, cu colegii lui, cu ce făceau ei și cum e munca acolo. Și mie mi se părea ceva, wow, un gigant care vine de la turnătorie acasă. Știi, cam poveștile alea când venea Peleș Curcanu acasă. Și atunci, probabil, na, undeva în 6 până în 8 ani, se legau în mintea mea poveștile bunicului cu imaginea aia, dar coșurile de care zici tu, da, mi le amintesc acum că spui. Da. Era o parte a acestei imagini. Și mi-aduc aminte ora 7 și ora 3. Și ora 11. Și ora 11? Și 11. Da? Uite, da. Asta nu mi-am amintesc, cum suna sirena. Care e următorul tău proiect? Următorul meu proiect este, e un proiect la care lucrez acum, pe nutriție. Wow! Serios? Da, standarde alimentare.
istorie, un fel de, încerc să fac un fel de istoria nutriției, istoria alimentației din perioada interbelică și până la sfârșitul perioadei comuniste. Ei, uite. Și acolo este tot o mirare, pentru că întotdeauna pornești de la o mirare. Ce înseamnă de fapt, nu? Ce înseamnă hrană de bună calitate și care-i sensul istoric al unei alimentații corecte. Și cum evoluează aceste sensuri, această înțelegere a nutriției în timp. Pentru că se schimbă lucrurile. O alimentație bună are o anumită înțelegere în perioada interbelică, apoi se schimbă în perioada postbelică. Până la urmă, hrana noastră este o ilustrare imediată a nivelului de a cunoașterii medicale. Și aceasta evoluează în timp, se schimbă, sunt lucruri noi care sunt aduse, care sunt descoperite, ce face bine organismului și ce nu face bine organismului și sunt preluate sau nu sunt preluate în politici de alimentație. Mi se pare foarte interesant și sunt sigură că n-ai niciun motiv să te temi că nu va avea succesul primei cărți, după cum descrii tu. Vom vedea. Pe de o parte și pe de altă parte, eu cred că este un subiect foarte la modă pentru că acum lumea se străduie tot mai mult pentru o alimentație sănătoasă, dincolo de poveștile legate de nutriție și dietă, dar se străduie mult mai mult decât altă dată pentru... Iar a vedea istoric, în timp, cum a evoluat cercetarea în zona aceasta, mi se pare foarte interesant. Cu atât mai mult cu cât e fascinant și să vezi cum și ce timp dedică unei asemenea preocupări. Omul, societatea, statul. Corect. Am văzut o emisiune foarte interesantă. În timp ce tu vorbeai, chiar mă dusese gândul, Doamne, că nu mi-aduc aminte cum se numește. E făcută de doi italieni, dar care nu mai trăiesc în Italia de foarte mulți ani și sunt foarte simpatici și vorbesc foarte mult despre legume. Asta mi se pare o chestiune interesant de abordat, cum au intrat și au ieșit din alimentația oamenilor anumite legume. Ei erau acum în Piemont și vorbeau despre, în piața din Torino, de exemplu, la un moment dat, am sărit de la una la alta, intraseră legumele de sorginte chineză, să le zic așa, da? Deci varza chinezească, ghimbirul, în sfârșit mai multe. Și cum era privit de către, cum este privit orice fel de produs care vine din afară de către piața italiană, cum e protecționismul în zonă, foarte interesant. O să-ți trimit link-ul, poate te ajută. Mie mi s-a părut foarte interesant. Cum se opun sau nu se opun restaurantele la așa ceva. Mi s-a părut foarte interesant. Cu atât mai mult cu cât anumite produse au valoare nutritivă, cred că ăsta e termenul, mai mare decât ceea ce există deja pe piață. În fine, o mulțime de informații la care nu te-ai fi gândit. Și că zici, varză. Mm. Este în spatele fiecărui produs, este o poveste. Și este o poveste, este o miză socială și este o piață. Și această piață influențează multe lucruri. Da. Atunci când istoricul ne zice că trebuie să fim atenți la poveste, noi o să fim atenți la poveste, o să o ascultăm și o să o spunem mai departe. Și îți mulțumesc tare, tare, tare mult pentru... Și eu mulțumesc pentru invitație. M-am bucurat să fiu aici. Și eu. Mi-a făcut o mare plăcere să fim împreună. Sper să... ne vedem cât mai des, dar de-abia aștept să ne vedem, să povestim de cealaltă carte. Să sperăm că vine curând. Sunt sigură că o să vină curând. Cam asta a fost povestea noastră. O zi fără cusuri.